Mai există, domnule, ieftin și bun? Sau, hai, nu neapărat ieftin, dar hai să spunem relativ accesibil și valoare bună. Pentru banii dați, să primești ceva ok, bun, frumos. Și vreau să-mi spuneți și voi în comentarii dacă aveți oferte bune la mașini. Pe unde ați mai văzut? Pici, Picolo și mai departe. Eu am venit astăzi cu un exemplu. Toyota Corolla Sedan Cheală. Știți că mie îmi plac mașinile chele. Vreau să văd cât costă, ce oferă și dacă merită banii. Plus că ăsta este un model cu 1.5 benzină, motorul ăla nou de la Toyota, pe care tot l-am marketat foarte mult. Am căutat o mașină din asta foarte mult timp să vă prezint. Am găsit-o într-un final. Se găsește acest motor, din câte știu, doar pe berlină. Și este o mașină onestă, simplă. Trebuie să apeși o pedală ca să schimbi vitezele. Trebuie să apeși pe cheie ca să se descuie mașina. Trebuie să dai de cheie ca să pornească motorul. Este o mașină din aia bună, ca pe vremuri, bă, sinceră, onestă, te duce din punctul A în punctul B. Hai să vedem dacă merită. Iar în drumul spre 100.000 de abonați, o să vă rog, dacă n-ați făcut-o deja și vă place contentul, să apăsați pe butonul de subscribe. Ne apropiem cu pace repede spre 100.000. Ăsta a fost visul meu în toate cele 4 canale în care am activat. Niciodată n-am prins 100 la un canal, mereu am plecat măcar la asta. Vă mulțumesc, mașinul lui Cipopa începe. De câteva luni știți de la mine de aplicația Bolo, prin care poți să-ți faci RCA simplu și rapid, pentru că scanezi cu telefonul datele tale și ale mașinii, merge și la persoane juridice și primești ofertele rapid la un preț corect. Mai mult, poți să plătești cu Apple Pay și Google Pay, deci totul este atât de simplu, nici nu vă puteți imagina. Ei bine, acum există o nouă funcție în aplicația Bolo. Este singura aplicație de RCA prin care poți să-ți faci RCA în vederea înmatriculării. Ai absolut toți pașii acolo în aplicație dacă selectezi funcția în vederea înmatriculării. Bolo, fă-ți RCA în 2 minute, acum și în vederea matriculării. După cum am spus, eu am căutat mașina asta. Hai să vă spun cum funcționează oarecum jurnalismul auto. Dacă ești jurnalist auto, tu ai o relație cu importatorii. Importatorii care te sună. Bine, dar asta dacă te cunosc. Când ești mic și necunoscut, trebuie să sunt tu la ei, să faci cumva rost de numele lor, să bună ziua, bună ziua, sunt și eu de la publicația asta, aș dori să testez și eu să zic că da, ok sau nu. Ok. Din când în când mai iau și mașini de la dealer pentru că au anumite lucruri care nu se află la importatori. Spre exemplu, o Corolla din asta. Ați văzut comparația mea cu Corolla sedan hibridă, dar dotată, versus Honda Civic, o aveți pe canal. Însă una din asta nu o să fie niciodată oferită ca mașină de presă, pentru că atunci când vrei să faci reclamă la un produs anume, trebuie să fie cel mai mare, cel mai tare, cel mai frumos, cel mai scump, cel mai dotat. Și atunci am luat mașina asta de la cei de la Asco Group, care au odată Toyota București Vest și Toyota București City. Îi găsiți atât la Vest cât și la City. Mașinile de test sunt împărțite, adică dacă vă duceți la Vest și vreți mașina asta, posibil să vă o luați de la City sau invers și așa mai departe. Adică sunt parte din Asco Group. De la ei am luat și Prius-ul, le mulțumesc foarte mult, îi recomand cu încredere și cu căldură. Și pot să spun doar că o să mai iau mașini de la ei, pentru că au fost foarte amabili. Hai să vorbim despre prețuri. Pentru versiunea Eco de bază, cea pe care vreau eu să o prezint acum, asta este un business care are în plus 2-3 dotări, dar o să vi le arăt pe parcurs. Deci versiunea Eco pleacă de la 22.812 euro cu TVA, inclus însă în luna februarie. Toyota are o ofertă de reducere 8% din prețul fără TVA la mașina asta, ceea ce înseamnă că dacă scazi din prețul fără TVA 8%, adaugi TVA la acel preț, îți iese 21.000. Și dacă te încadrezi la Rabla, mai scazi încă 3.000 și atunci o iei la 18.000. Vine 17.999 de euro. Am făcut eu calculul ăsta. Deci 18.000, o Toyota Corolla cu 125 de cai putere și cu dita mai porbagajul. Bine, relativ dita mai porbagajul. Față de SUV-uri și SUV-ulețe cu motoare hibride, ăsta chiar are un porbagaj mare. Deci, cum vi se pare prețul? Și repet, dacă voi mai știți altă ofertă, puteți să-mi o spuneți, că poate chiar o să iau la test și o să caut. Pe scurt, ca mai spus-o și în alte clipuri, Corolla este făcută pe platforma TNGAC,
Toyota New Global Architecture de clasă C, adică cam tot ceea ce vedeți, model nou, compact de la Toyota și Lexus, e făcut pe platforma asta. Noile platforme sunt mult mai puține, mult mai eficiente, sunt gândite pentru un centru de greutate coborât, pentru o rigiditate torsională bună și pentru o dinamică mai bună. Asta înseamnă motor transversal, McPherson pe față și independentă pe spate, dublu braț. O soluție pe care nu prea mai găsești în gama asta de preț. Dar Corolla, chiar dacă este făcută în Turcia, a primit acest setup. Ce vreau să mai spun repede și trebuie să mergem în față, există două modele de Corolla sedan. Există versiunea de America, ce seamănă cu Corolla hatchback la boți, aia se numește varianta sedan sporty și noi primim versiunea Prestige, care vine în anumite țări asiatice, în Orientul Mijlociu și aici la noi în Europa de Est. Nu se vinde în Europa de Vest pentru că ei au renunțat deja la berline, nu mai au treabă cu berlinele, adio Passat, adio Jetta, adio tot. Dar asta este motivul pentru care la noi Corolla hatchback nu seamănă cu Corolla sedan. Și față de generația trecută, mașina are o rigiditate torsională mai mare cu 60%. Un salt foarte important. Asta înseamnă să eficientizezi platformele și motoarele, dar despre asta un pic mai târziu. Începem, ca de obicei, cu farurile. Asta este prima dotare care nu o regăsim pe versiunea de bază Eco. Regăsim faruri cu halogen. Aici avem LED fază lungă, LED fază scurtă, semnalizare cu LED, lumini de zi cu LED, faruri de ceață cu LED. La versiunea Eco primești halogene. Și de ce spun eu că e ok să ai halogene? Pe viitor, dacă rămâi fără casco și trebuie să înlocuiești un far din ăsta, ești mult mai ieftin cu halogen decât cu LED. Acum, merită să-ți iei halogen în loc de LED în 2024? Ăsta e un semn de întrebare bun și rămâne la alegerea voastră. Ca idee, versiunea asta business, cu 2-3 dotări în plus, costă 2000, aproape 3000 de euro, 2000 și ceva de euro în plus față de versiunea Eco. Eu, unul personal, aș rămâne la prețul mic și aș lua halogenele în cazul în care am nevoie să... Stai că a început sezonul de MotoGP! În cazul în care am nevoie să schimb farul. Eu merg toată ziua cu cele mai noi matrix LED-uri, cu lasere, cu tot felul de faruri șmechere. Le-am condus pe toate, tot ceea ce înseamnă far nou produs de la Lamborghini la Dacia și pot să spun că mă descurc foarte bine și cu un halogen normal. Însă, dacă ți alegi versiunea cu halogen, adică versiunea Eco, primești faruri de ceață cu LED. Asta e foarte interesant, că au rămas la farul de ceață cu LED. Deci te poți lăuda că ai LED-uri, însă doar pe proiectoare. Primești LED-uri și în oglindă. Indiferent de versiune, astea sunt stopurile. Stop pe absolut orice, pe frână, pe marșarier, pe semnalizare, pe ceață. Și da, primești faruri de ceață și pe versiunea de bază. Nu la multe mașini se întâmplă chestia asta. Chiar dacă ei puteau să lase halogen și să lase doar proiectoare de ceață, dar nu, au pus farul cu halogen și proiectoare cu ceață cu LED pe versiunea de bază, versiunea cheală. Mi-am vrut să fac clipul cu mașina asta încă de când era la ofertă la 17.000 de euro, dar nu am prins. Avea autonom una în Craiova, dar a dat-o la închiriat pe perioadă lungă. Am condus-o, dar n-am apucat să o filmez. Stratul de vopsea 010. Nu e cel mai gros strat de vopsea. Dacă are cineva o Toyota, puteți să-mi spuneți dacă ați avut probleme cu vopseaua. Eu am avut Avensis vreo 15 ani, 14 ani. Cam așa, cam 13-14 ani, n-am avut nicio problemă cu vopseaua. Mă doare sufletul să știu că lumea și-a SUV-uri pentru un pic de gardă la sol. Ce-ai drept, Corolla chiar este o mașină joasă. Bine, am testat eu prea multe SUV-uri în ultima perioadă, nu e ea neapărat așa de joasă. Are o gardă la sol de 13 cm și aici e 17 cm ca să nu zgâri bara. Dar la noi bordurile sunt din ce în ce mai mari, lumea tot vrea să parcheze, să se urce pe borduri, pe astea, nu știu ce, și preferă să-și ia SUV-uri, nu să-și ia berline. Deci ai 17 cm aici în bară ca să nu zgâri bara. Nu sunt multe borduri care să fie mai mici decât bara de la Corolla. Deci dacă vreți să parcați în dreptul unei borduri, fără să vă urcați pe trotuar, evident că nu e frumos, aveți grijă. Și cam așa arată Corolla din față. Botul, poate nu pare și din cameră, dar plonjează foarte mult. Eu sunt o persoană foarte scundă și îmi vine capota cam până aici. Emblema e și mai jos, așa o recunoașteți ca fiind benzină, că n-are sigla cu albastru. Și evident avem grila aici în jos. Nu iese cu ceva în evidență, dar nu este nicio mașină urâtă, aștept părerea voastră în comentarii. Capota este și asculptată puțin, dar într-adevăr, destul de plonjată așa, destul de joasă. Și aici observăm că nu mai acoperă
ștergătoarele le poți ridica iarna, deși n-are niciun rost asta cu ridicatul ștergătorului iarna, să rânghețe, e un mit. Și giuzele nu sunt integrate, sunt băgate undeva pe aici, sunt ascunse, uite-le aici. Totodată la echiparea asta nu primești dezaburirea sau degivrarea pentru ștergătoare la bază, cum o primești la versiunile mai bine echipate, așa cum ați văzut în comparativul nostru cu Honda Civic. Cei de la Toyota spun că mașina vine în standard cu jante pe 16. Noi avem aici niște jante de iarnă cu anvelope de iarnă, Falken Euro Winter. Eu bănuiesc că acestea sunt jantele pe care le-au avut cu anvelope cu tot, pe care le-au avut pe alt model de test, pe altă Corolla. Au vândut mașina de test și au cumpărat și n-au mai cumpărat alte jante și anvelope pentru modelul ăsta de test. De ce? Pentru că mașina este octombrie 2023, anvelopele sunt octombrie 2022. Deci probabil le-au avut pe altă mașină de test și sunt cu un inch mai mic decât ceea ce venea mașina. Deci ori le aveau, ori le-au făcut special pentru mașina asta. Așa că și dimensiuni 195/65/15, asta înseamnă talon gros, asta înseamnă confort, asta înseamnă plăcere la drum lung. Practic, cu cât ai janta mai mare, cu atât mașina devine mai inconfortabilă. Eu aș lua jante cât mai mici pe mașină. Și da, mașina chiar e mai confortabilă puțin decât Corolla hibrid cu jante pe 19 pe care am avut-o noi în comparația cu Honda Civic. Apropo de jante și anvelope și așa mai departe, mașina a scos 61,5 pe decibelmetru cu 0,7 decibel mai slab decât versiunea hibridă. Aici eu atribui diferența asta mică motorului hibrid, în sensul că motorul hibrid era mai silențios, dar anvelopele pe 19 erau un pic mai zgomotoase și atunci se echilibrează puțin și ajungem la această valoare. Avem antifonare cu plastic în față, plastica trebuie să fie și în spate, plastic aici, dar pâslă aici, am scos 61,5 pe decibelmetru. Ampatamentul destul de mare, 2,70 m, însă diametrul de bracaj foarte bun, 10,4 m, bun pentru clasa asta. Bine, e bun pentru ampatamentul acesta, clasa fiind compactă, există acum 1000 de variațiuni de clasă compactă, SUV-uri, hatchback-uri, berline, cupeuri și așa mai departe, dar pentru ampatamentul de față avem un diametru de bracaj foarte bun, avem și 5 stele la testele siguranței Euro NCAP, avem și un scor bun la testul Elanului. Unde mai pui că mașina vine și cu 6 ani și 200.000 km garanție. Apropo, dacă și-a luat cineva o Toyota, spuneți-mi ce experiențe ați avut la servici și garanție cu ele, dacă a fost cazul. Pentru că Toyota și-a făcut deja reputația de mașină bulletproof, antiglonț, fiabilă în timp. Vreau să știu experiențele voastre. Frânele sunt simple, discuri ventilate pe față, discuri normale pe spate, un singur pistonaș pe fiecare punte. Nu ai nevoie de frâne mari, pentru că mașina în esență este una ușoară, 1275 de kg la gol, uscată, iar în talon 1355 de kilograme. Ce înseamnă o mașină ușoară? O mașină ușoară este eficientă, o mașină ușoară consumă puțin, o mașină ușoară frânează mai bine și o mașină ușoară va fi mai plăcută la condus. Și apropo de frânări, nu că frânează odată de la 100 o frânare de urgență, nu, poate să frâneze susținut și să-și mențină frânele la o temperatură mai bună față de electricele astea mega grele de 2 tone și ceva, ai frânat de 2 ori tare și s-a încins tot sistemul. Peste tot mașina are elemente aerodinamice, să reducă turbulențele la viteză, inclusiv aici în stopuri. Nu avem un coeficient aerodinamic pentru versiunea sedan, pentru că nu prea se găsesc cifre de acest gen pentru mașini care nu se vând în vest. Și atunci ne putem bucura doar de antifonarea mașinii și ne putem bucura de aceste elemente care sunt făcute să reducă zgomotul de vânt, plus această antenă tip rechin care vine în standard la Corolla. Pentru vizibilitate, Toyota a mai pus aici un geam, avem oglinzile montate pe ușă, nu aici la îmbinare. Vizibilitatea e bună, o să vorbim despre asta la condus. Montantul A este destul de subțirel și observăm o chestie, au pus dezaburire pentru geamul acesta sus și o dezaburire mică pentru acest geam aici în jos, pentru că asta n-ar fi ajuns acolo, tocmai pentru vizibilitate. Și dacă n-ai nevoie de dezaburire în zona asta, poți să folosești acest loc pe post de spațiu de depozitare. Asta este cheia, una simplă, cheie tip Craiova cu briceag, încuiere, descuiere, portbagaj și pe portbagaj arată un fel de navă spațială, un fel de mașină a lui George Jetson, dacă ar fi fost în 2024. Este o cheie simplă, nu avem keyless, cheile de Toyota cu keyless arată un pic altfel. Și dacă vrei deschizi portbagajul,
el se deschide, dar nu se deschide de tot. Totodată, la versiunea de bază, nu avem oglinzi rabatabile electric, avem oglinzi reglabile electric, dar nu avem oglinzi rabatabile electric pe versiunea de bază. Nici pe asta nu avem, de la echipările superioare în sus primește așa ceva și nu ai nici blind spot în oglindă, nu ai nici cameră 360, ai cameră de marșarier doar, dar mă deranjează că nu este electrică deloc. Mă deranjează faptul că nu am keyless chiar deloc. Ba chiar era dor să fac asta. Ia fiți atenți aici. Ziceți voi că nu e un sunet satisfăcător. De când ați mai făcut voi așa ceva? Apropo, mi se pare amuzant că trebuie să dai în dreapta ca să deblochezi și în stânga ca să blochezi. Dar genial. Hai să vă arăt o chestie amuzantă. Dacă deblocați ușa așa, deși nu o să faceți asta foarte des, și uitați cheia, când deschideți ușa, asta o să zboare, pentru că deschideți și mânerul dă în cheie și el o să zboare precum un clov dintr-un tun. Așa că să scoateți cheia mereu. În rest, încuiere, descuiere. Și nu, nu se închid geamurile din cheie, nu se întâmplă nimic. Bun, hai să vedem materialele la interior. Tare aici în zona asta, textil aici, tare, tare aici, la fel. Aici unde pui mâna pare a fi ceva aproape cauciucat, e suficient de moale cât să nu fie cauciucat, dar suficient de tare cât să nu fie plastic din ăla casant. Tare și aici și buzunarele destul de mici, cu decupaj pentru un suc, o doză, o apă. Buzunarele nu sunt foarte mari, așa au japonezii tradiția. Avem blocare geamuri spate, deblocare și blocare uși, butoane pentru geamuri și reglare electrică a oglinzilor, chiar dacă nu sunt pliabile, ele evident se reglează electric, plus acest buton de lock și unlock, mai ai și unul aici normal, dar japonezii au tradiția asta să pună, în caz de urgență, să deschizi ușa sau să o descui cât mai ușor. Hai să vedem dacă avem protecție la geamuri. Avem, că avem și impuls și pe față și pe spate. În spate, așa cum am spus-o și la comparație, mi-ar fi plăcut să avem un decupaj un pic mai mare, mai ales că mașina asta va fi folosită și pentru Uber, Bolt și alte servicii din astea de taxi și am văzut și pe Uber și pe Bolt și pe taxi așa ceva. Da, deschiderea mergea să fie un pic mai mare, dar hai să zicem că te descurci. Materialele cum sunt? Tare, textil, tare, buzunare mici, așa cum ne-a obișnuit Toyota. La versiunea hatchback avem aici suporturi de pahare, nu avem buzunare. Deci diferă ușa cu totul. Evident, aici în mâner mai ai un mic spațiu de depozitare și child lock manual. Materialele sunt, na, am văzut și mașini de 70.000 de euro care au plastic tare în spate. Nu ne mai miră că nu se mai pun materiale moi în spate. Pe mine unul nu mă deranjează, într-adevăr. Mai găsești modele compacte cu materiale moi în spate, dar nu sunt foarte multe. Ce îmi place e că, na, asamblarea e solidă, nu se mișcă absolut nimic, adică nu poți să apeși și să se miște ușa cum, nu știu, mai vezi pe la Suzuki sau mai știu eu pe unde. Hai să vă mai arăt un mic easter egg, vreau să vi-l arăt la porbacă, să vi-l arăt acum. Made in Romania, centurile sunt făcute în România, deci mașina e făcută în Turcia, iar centurile sunt făcute în România. Dacă era făcută în Japonia, vă garantez eu că nu se făceau centurile la noi. A început sezonul de MotoGP, o să auziți multe motocicle de pe aici astăzi. Mai avem și acest, între ghilimele, deci nu o luat, e o glumă, acest Hofmeister King, să-i spunem așa. Nu am mai pus gemuleț aici, n-am avut de ce, e un plastic acolo doar ca să arate mașina bine. Vreți să râdem puțin? Ușa aia e deschisă, ușa asta e deschisă. În momentul în care deschizi pe asta, mașina bipă, la tine spune window open. Deci îți spune că ai geamul deschis la ușa asta. Că gen vrei să intri sau să ieși din mașină să pleci. Cheia e în contact, nu are contactul pus, e doar băgată acolo. Dacă o pui pe contact sau pornești motorul, nu mai bipăie, dar dacă ai accesorii sau treapta asta, bipăie în continuu și spune că ai geamul deschis. Dacă ai ușile deschise și geamul ăla deschis, nu-ți spune. Și cred că și ăla din spate e deschis, da. Deci, amuzant. Dacă vrei o mașină care să bipăie la tine, asta este mașina perfectă pentru tine. Hai să vedem. Deci de aici deschizi capota, trei pedale, ce dorm, era de o manuală, vai de capul meu, nici nu știți. De aici deschizi portbagaj, de aici deschizi rezervorul și aici voiam să ajung. Rezervor, 50 de litri, benzină, simplu, no diesel, 10% concentrație de etanol și știu că nu se compară cu un diesel. Toyota spune că mașina
consumă undeva între 5,7 și 6,1. Eu am mers cu ea în București, în traficul aglomerat de vineri seara, în care am stat bară la bară, ceva exterior, mult DN1, și am scos 5,6 litri la 100 de kilometri, adică mai puțin decât ce zice Toyota. Însă, se știe că eu am un stil de mers foarte eficient, foarte economic. Un șofer normal nu va scoate neapărat consumurile astea. În oraș, în trafic împuțit de vineri seara de București, mi-a luat 9. Dar la 80 la oră, într-a 6-a, mașina asta consumă 2,5. Este incredibil ce randament are motorul ăsta. Pe autostradă, la 140, o să-ți ia 7,5. Pentru că intervine rezistența aerodinamică, turația motorului, o să vorbim despre asta un pic mai târziu, dar am să vă spun acum de consum, dacă tot am ajuns la rezervor, 5,6 am scos eu. Deci 7,5 pe autostradă, la 80 la oră, consumă 2,5. Hai, 2,75. Tot ce e bine. Ieftină, ieftină, dar tot avem aici o mică apărătoare ca să nu arunci cu pietre în vopseaua de la Toyota. Cu toate că ăsta e plastic, nu e metal. Și încă o chestie. Avem bușonul, capacul de la bușon, metalic, spre deosebire de plastic la alte mașini. Dar uite că s-au gândit și să nu zgârie vopseaua. Știu că multe mașini au chestia asta, dar trebuie să mai menționez și eu din când în când în anumite clipuri acest lucru. Bun, și ajungem la spate. Ce putem regăsi? Emblema Toyota normală, fără albastru, camera de marșarier pe care avem aici, stopurile pe care le-ați văzut. Cu acest element, el pare cromat, dar e de fapt plastic, dunga ce unește stopurile, senzor de parcare față și spate. Și nu știu dacă primești senzor de parcare față la Eco. Asta primește și am fost un pic plăcut surprins că primești senzor de parcare față la ea, dar cred eu că la Eco, am testat eu odată o Corolla hatchback Eco și aia avea cameră, dar n-avea senzor de parcare nici pe față, nici pe spate. Mă rog, ideea este că aici avem senzor de parcare, atât față cât și spate. În rest, mașina arată ca orice Corolla sedan normală, țeava e pe dreapta, dacă bușonul este pe stânga, e un pic ieșită acolo, zici că e diesel, dar na, am făcut-o ca să nu ai fum în mașină. Multora vă place spatele ăsta, multora nu vă place, frumusețea e în ochii privitorului, cerul e albastru, apa iudă. Hai că am găsit informația. Are varianta Eco senzor de parcare față, spate și cameră de marșadier. Deci nu doar business. Și Eco vine cu senzor de parcare față, spate și cameră. Bă, eu zic că e ok. Like. Hai să vedem portbagajul. Ia fiți atent aici. Ați văzut că se descuie din cheie. Ați văzut că se deschide de fapt și din podea. Avem camera spate aici și mai avem aici un buton care e foarte greu de găsit, dar uitați-vă cât de ușor se apasă. Hop, imediat. Vezi dacă îi dai... Da, nu are forță să ridice tot portbagajul. Tot manual trebuie ridicat. Așa cum am zis și în comparația cu Honda Civic, avem așa. 471 de litri, nici 500, 500 e cifra aia magică în care poți să bagi porcul, soacra, pisica, purcelul, tot. Minim un metru adâncime, minim un metru lățime, deschiderea 107 cm, înălțimea 52 cm și marginea de încărcare 15 cm. Da, rabatezi bancheta și nu ai podea plană. Mă interesează, știu că n-am întrebat foarte des, câți dintre voi rabatați banchetele la mașini? Cât se rabatează banchetele și ce aveți de cărat astfel încât aveți nevoie să rabatați bancheta. Cam așa se vede sus. Nu avem un capitonaș ceva, dar avem acolo, lângă bec, avem niște antifonare. Plus, știu că la Toyota, nu mergea să stingi becul. La alte mașini mergea să stingi becul, dar nu mai țin minte la care sedan mergea să stingi becul. Bun, deci așa arată portbagajul. Eu zic că e bine compartimentat, chiar dacă n-are valoarea aia magică de 500 de litri. Oricum e mai bun decât orice compactă hatchback. Și surpriza surprizelor, ia uitați aici, trusă de scule și roată de rezervă. O Fiat temporară, bă, dar primești roată de rezervă în standard la benzinară, mă. Bă, nu e rău, mă. Nu e rău. Nu e rău deloc. Bravo. Mă bucur că au pus. Dacă vrei să închizi portbagajul, din mâner simplu, portbagajul e foarte ușor, chiar dacă este metalic. Și bancheta, dacă vrei să o ridici la loc, e foarte ușoară. Light as a feather, cum ar zice Madonna. Hop! Și ai loc pentru centură să nu prinzi centura. Bă, e decent. Este decent. Eu nu strivesc Corolla de minuni a lumii. Corolla în latină înseamnă coroană mică. Toyota Crown este Corolla mare, să spunem coroana mare. Camry înseamnă și ea coroană. Prius înseamnă și el coroană. Corolla, coroniță și așa mai departe. Toyota are tradiția asta să numească mașini după cuvinte care înseamnă coroană. Corolla este mica coroană. Scuzați cacofonia.
lansată în 1966, deci mașina sau numele de Corolla este de seamă cu părinții mei. În 1974 a devenit cea mai vândută mașină din lume. În 97 a devenit cea mai vândută, cel mai vândut nume de mașină, depășind Volkswagen Beetle. Și în 2021 s-a construit Corolla cu numărul 50 de milioane, fiind în continuare cel mai vândut nume de mașină. După 12 generații, Toyota Corolla încă merge bine. După Tesla Model Y, Toyota RAV4, Corolla a fost a treia cea mai vândută mașină din lume. Înainte să trecem la motoare, hai să vedem capota de pe dedesubt. Îmi place că au scris în română aici, au pus un sticker peste. Locația bateriei îți arată unde este. Baterie plumb acid, baterie alimentare și baterie de tracțiune. Mașina asta nu are baterie de tracțiune, dar au pus sticker-ul acolo să fie. Probabil dacă ia vreuna de asta foc sau în caz de accident o să tot caute pompierii la bateria de tracțiune. Mă rog, mă amuză capota asta așa în V. Nu avem antifonare, ciudat. Nu avem nici amortizor. Dar înainte să trecem la motor, vreau să vă arăt ceva. Ok, avem aici panoul de siguranțe, mai avem aici niște relee, mai avem aici încă un mic panou de siguranțe. Îmi place că scrie în română, dar hai să vă arăt ceva interesant. Vedeți bateria? Bateria de 45 amperi e micuță și nu este AGM. Nu este AGM pentru că mașina nu are start-stop. Deci, odată, bateria va fi mai ieftină pentru că e mică și nu este AGM, baterie cu start-stop. Și doi, neavând start-stop, este un lucru în minus care se poate strica. Și asta va adăuga la fiabilitatea mașinii. E ceva ce rar mai găsești în ziua de astăzi pe mașini. Motorul ăsta M15A FXS este un motor care face parte din familia Dynamic Force. Înainte Toyota avea vreo 800 de motoare diferite, acum are vreo 17 variante de la motoarele Dynamic Force. Și deși este din 2019 pe piață acest motor, nu multă lume știe că îl găsești pe Toyota Corolla. Repet, nu știu dacă în luna martie veți mai avea cei 8% reducere pentru Corolla benzină sedan, așa că grăbiți-vă, poate prindeți și o rablă și o luați la 18.000. Hai să revenim. M15A FXS, motor Dynamic Force, însă ia fiți atenți aici. Este un motor, pac, cu 3 cilindri. Acum știu, toată lumea vrea 4 cilindri, dar Toyota s-a gândit decât să mai păstreze 1.2-ul turbo cu 116 pe care avea pe vremea aia, mai bine să-l facă pe ăsta, 1.5 aspirat, 125 de cai putere, 120 pe Toyota Yaris și Yaris Cross și așa mai departe, există versiuni diferite de putere. E bine, s-au gândit să-l facă pe ăsta aspirat, o fi sau nu fi mai fiabil, eu zic că este. Este din aluminiu, are injecție directă, are distribuție variabilă, distribuție pe lanț, merge cu ulei subțire 0W20, așa cum se întâmplă mai nou pe motoarele de Toyota, și are o capacitate în baia de ulei de 3,6 litri. 3,6 litri e foarte puțin, ceea ce înseamnă că nu va trebui să pui mult ulei la o revizie, deși cred că asta e ultima problemă. Până și lichidul de răcire nu este foarte mult, 5,8 litri. Se spune că motorul ăsta duce 250.000 de km fără probleme, mai ales că are distribuție pe lanț, însă există două mici lucruri la care trebuie să fiți atenți la M15A. 1. Având injecție directă, trebuie să aveți grijă la calitatea combustibilului. Nu înseamnă că trebuie să puneți benzină de 98, dar na, să nu puneți benzină proastă. Și undeva în jurul 100.000 de km există probleme cu EGR-ul la această mașină. Cauza se înfundă cu depuneri. Pe modelul nostru avem 125 de cai putere la 6600 de rotații pe minut, deci este un motor de turație și un cuplu maxim de 153 Nm. Ce înseamnă 153 Nm la 1.5 aspirat? Înseamnă că este un motor ce oferă mai mult de 100 Nm pe litru, deci înseamnă un motor destul de cuplos, să-i spunem așa. Are un moment motor maxim destul de bun. Cu toate astea, momentul motor maxim este oferit între 4.800 și 5.000 de rotații pe minut. Înseamnă că tot este motor de turație, tot trebuie turat dacă vrei să storci untul din el. Unul din motivele pentru care are cuplu maxim bun este faptul că ai o cursă foarte lungă. Ai aproape 100 de milimetri, ai 97,6 milimetri cursa pistonului, ceea ce este specific motoarele care au cuplu destul de bun. Deci, jumătate de litru pistonul la mașina asta. Cât de echilibrat este, o să vedem. Toyota spune că face 100 în 12,1 secunde, unii spun 11,6,
alții spun 12,1, hai să zicem 12,1, deci nu e foarte rapidă 0-100, însă asta nu este o mașină făcută să fie rapidă, este o mașină să te ducă din punctul A în punctul B și să fie economică. Are un randament de 40% motorul ăsta și de asta la mers constant ai consumuri foarte bune. Și viteza maximă este de 190 de km pe oră, făcând din această Corolla, în afară de GR Corolla, cea mai rapidă Corolla actuală, pentru că hibrizii nu au această viteză maximă. Deci asta e cea mai rapidă Corolla pe autostradă, 190 la oră. Cum vi se pare motorul, cum vi se pare consumul? Eu zic că este o alegere bună și s-ar putea să fie cea mai fiabilă mașină pe care o poți cumpăra la ora actuală. O să trecem și la interior. Dacă intrați în mașină, nu vă loviți cu genunchiul de acest plastic. Bine, asta dacă sunteți înalți, că eu n-am avut problema asta. De aici se reglează farurile, faza lungă automată o setezi de aici și presiunea în anvelope o setezi de aici. Aici ar mai fi fost câteva butoane dacă mașina era mai echipată, printre care și acel parbriz încălzit la bază. Astea sunt scaunele pe care le primești pe versiunea Eco și pe versiunea Business. Sunt niște scaune textile care au un material ce pare destul de rezistent în timp, un textil destul de bun, zic eu. O să vorbim despre confortul scaunelor imediat. Ceea ce vreau să vă arăt este că avem suport lombar electric la versiunea Business. Eco nu primește așa ceva. Și suportul lombar este doar la șofer. Ceea ce vedeți aici este airbag-ul pentru genunchi. Mașina vine cu 7 airbag-uri. 2 în față, 2 cortină, 2 laterale. Cortina este și pentru față și pentru spate. Nu se dublează airbag-urile când spui cortină. E unul care duce din față până în spate. Și airbag-ul la genunchi. Și astfel a reușit 5 stele la testele siguranței euro în cap. Evident, avem și o grămadă de sisteme de asistență chiar și în versiunea de bază. Așa că dacă vedeți anunțuri cu vânt Golf 4 cu 12 airbag-uri, nu o să aibă 12 airbag-uri niciodată. Prinderea centurii de siguranță are aici acest element cauciucat ca să nu zdrângăne în mers sau când reglezi scaunul. Să nu dea în bucata asta de plastic să zdrângăne. Dar mie mi se pare amuzant. Arată ca un câine care e fericit să te vadă. Bun, scaunele. Confortabile, te țin surprinzător de bine pe viraje, ai materialul ăsta textil care pare rezistent în timp. Și ai și modelul ăsta pe scaune, pe care îl vedeți aici. Cred că nu știu dacă e de design sau de aderență. Per total, niște scaune bune de bază. Aici avem și reglaj lombar pe Eco, n-avem. Ce sunt eu curios este cum stați voi cu reglajul lombar. Dacă îl țineți pronunțat sau deloc. Eu îl țin la minim. Sunt curios. Pentru mine și scaunele de bază ar fi bune, pentru că eu nu folosesc suportul lombar. Hai să vedem volanul acum. Subțire, cu decupaje, rotundul este teșit, multe butoane. Simplu în general, tot ce e jos e media, aici este pilotul și aici este computerul de bord plus telefonul. Este destul de simplu de învățat și dacă vrei să pui o Toyota pe mut, ți-ai apăsat pe mode și atunci vei activa modul mut. Comenzile pentru faruri normale, bine amortizate manetele, nu prea am ce să îi reproșez. Aici este cheia, mai țineți minte când se făceau mașini cu astfel de cheie și aici avem reglajul volanului, înălțime pe adâncime, un reglaj destul de amplu. N-am avut nicio problemă, mi-am găsit poziția la volan destul de ușor. Hai să vedem materialele. Le-ați văzut pe astea de pe uși și, spre surprinderea mea, mă așteptam să avem mai mult plastic tare la interior. Bine, aici avem un piano black cu o dungă cromată. Aici, într-adevăr, este mai tare. Aici este tare, pe aici peste tot pe console este tare, pe piano black nu o să dăm, aici este textil, tare și aici, dar surpriza mea a fost că tot bordul este construit din plastic moale. Evident și aici avem plastic tare, dar materialele sunt în limitele clasei, probabil nu sunt cele mai frumoase materiale, adică au modelul ăsta, nu au alt model, dar calitatea și asamblarea sunt bune, adică nu prea vibrează mare lucru, nu vibrează deloc și nu se mișcă mare lucru, asamblarea este solidă așa cum ne-a obișnuit Toyota. Bun, spații de depozitare. Ați văzut buzunarele laterale, nu le mai arăt, acolo nu avem niciun buzunar secret, aici avem un loc pentru un telefon, dacă vrei să ascunzi un telefon acolo, dar nu avem wireless charger, 2 suporturi de pahare pe care le-am umplut aici și ele nu sunt capitonate și o cotieră în care poți să bagi câteva lucruri. Cotiera este capitonată, avem priza de 12V și USB-ul aici, dar ce vreau să vă arăt este faptul că această cotieră poate să stea deschisă și în momentul în care are o treaptă aici. Dacă vrei să o închizi, să
ai grijă să nu prinzi și cablu. Cotiera are acest sistem să pui cablu aici să nu fie prins, ceea ce este foarte ok dacă este să mă întrebați pe mine. Orice mașină care are așa ceva are respectul meu, arată că inginerii s-au gândit. Cu toate astea, noi avem aici suport pentru ochelari și cine mai ține minte Aurisul, prima generație de Auris, care avea o cotieră mai mare, avea două torpedouri, avea suport pentru ochelari. Ce s-a întâmplat între timp, în ăștia 20 de ani? Lumea are mai puține lucruri? Eu cred că lumea are mai multe lucruri. Întreb și eu. La capitolul ergonomie avem centuri de siguranță regale de penalție. Avem mâner la șofer, ceea ce înseamnă că avem mâner peste tot, inclusiv cârlig, ceea ce e ok. Avem oglindă cu parasolar și luminiță neextensibilă. Și dacă o dai în față, se stinge ca să încă n-ai nevoie de lumină. Lumini cu bec incandescent, adică nu ai nevoie de alte LED-uri scumpe pe aici. Na, ok, n-arată a LED, dar măcar atunci când va trebui să schimbi becul va fi ieftin. Oglindă electrocromă, cred că vine în standard și pe Eco, nu bag mâna în foc. Și în general, butoanele de aici le-ați văzut, nu e nimic complicat. Și butoanele de aici le-ați văzut, ați văzut și butoanele de pe volan, manetele, ajungi repede la ele. Ai clima automată în standard. Cred că pe site nu spune, dar am condus un Eco, adică versiunea de bază, care avea climatizare automată, toate au auto. Deci nu trebuie să-ți faci griji din punctul ăsta de vedere. Curile de ventilație sunt ușor manevrabile, avariile sunt unde trebuie, ai și scurtătura la sistemul de infotainment, dar revenim la acesta. Scaunele încălzite sunt aici, high, low și poziția off. Bine, asta în cazul în care alegi versiunea business, că versiunea Eco de bază nu are scaunele încălzite, dar dacă lași scaunele pe o anumită treaptă, când reintri în mașină, nu mai trebuie să reactivezi scaunele încălzite. La fel și cu volanul încălzit care se află aici. Butonul de ESP off, simplu, schimbătorul de viteze, auto hold și frână de parcare electrică. Bă, auto hold la manuală, nu e ceva ce întâlnești în fiecare zi. Și frână de parcare electrică, suporturile de pahare le-ați văzut. USB-ul principal pentru conectare la Apple CarPlay se află aici. Și din punctul meu de vedere e un loc bun, pentru că nu se tensionează cablul așa mult. Asta dacă este să mă întrebați pe mine. O ergonomie simplă, dar eficientă. Îmi place. Ce nu-mi place din punct de vedere ergonomic aici, spațiul ăsta, cam greu accesibil, dacă e să mă întrebați pe mine. E să pui ceva aici, îl scoți cam greu. Dar, per total, ergonomia bună. Și tot la ergonomie, buzunarele laterale puteau fi un pic mai mari. Dar, na, nu prea am ce să-i reproșez multe altele, dacă e să mă întrebați pe mine. Trecem la tabloul de bord imediat, avem contactul pus. Ia fiți atenți ce se întâmplă când porniți mașina. Se dau ceasurile peste cap și scrie Corolla acolo. Îmi place că se dau ceasurile peste cap, îmi dă un vibe din ăsta, nu neapărat retro, dar așa, de mașină sport. Vom, că se mișcă acele. Ce dor îmi era de niște ace. Ce dor îmi era de niște ace, dacă e imaginea un pic întunecată, am pus-o eu așa ca să avem o delimitare mai bună, cam așa se vede cu ochii liberi. În stânga avem turometrul, temperatura, viteza în centru, benzina în centru și computerul de bord pe care îl avem aici. Ăsta este consumul, viteza, trip A, trip B, shift-ul când spune când să schimbi și o să vă spun la proba de condus ceva destul de interesant, cum mașina asta nu te lasă să subturezi motorul cum se întâmplă la alți producători. Apoi temperatura, sistemele de asistență, sursa media, tripul doar pe această călătorie, că avem trip A și trip B mai jos. Așa, sistemele de asistență le avem, alea erau sistemele de condus, astea sunt sistemele de asistență, lane departure warning, road sign assist și toate drăciile. Plus, not ready to drive, că mașina nu este pornită. Nu poți să pornești motorul fără să apeși ambreiajul, cum se întâmplă la Suzuki Swift sau la alte Suzuki Jimny, alte mașini mai moderne. Și cam asta este tabloul de bord. Simplu, ușor de utilizat, toate informațiile de care ai nevoie. Cine alege versiunile de bază încă primește vechiul sistem de infotainment de la Toyota, care este destul de simplu. Ok, are o peliculă de plastic în fața ecranului, ceea ce înseamnă că uneori când bate soarele e posibil să îți obstrucționeze un pic vizibilitatea. Nu are acea temă mată cum găsim la noile ecrane. Dar, în afară de asta, ai home, menu, audio, map, volume, tune, scroll, setup, phone, channel și mai departe. Adică ai scurtături
fizice pe ecran. Asta e un lucru bun. Are ecran de 8 inch, nu are navigație, dar are Apple CarPlay, Android Auto. Apple CarPlay, Android Auto merge bine. Nu e nicio problemă cu el, absolut nicio problemă. Este cu fir. Eu știți că eu prefer cu fir. Și am mai găsit încă un detaliu pentru care e mai bun cu fir decât fără fir. Nu poți face hotspot la telefon dacă ești conectat la CarPlay wireless. Deci pe lângă faptul că se încinge telefonul, distrugi sănătatea bateriei, nu poți să vorbești la telefon afara mașinii că rămâne conectat, nu poți să folosești AirDrop. Acum mai există și defectul că nu poți face hotspot dacă ai CarPlay wireless. Deci mai bine CarPlay cu fir, nu se încinge, telefonul rămâne și încărcat mereu, protejezi și sănătatea bateriei astfel. Deci ai numai avantaje la fir. Plus că nu ai delay-ul ăla la sunet atunci când vrei să stai în mașină, să te uiți la ceva, să asculti în sunet în boxele mașinii. Pe când la CarPlay wireless ai acel delay. Și încă un lucru foarte interesant. Mașina asta are sistemul de bază cu 6 boxe. Ei bine, sistemul de bază se aude demențial. Deci nu știu ce au făcut ăștia de la Toyota, dar acesta este unul dintre cele mai bune sisteme de bază audio dintre toate mașinile noi și are 6 boxe. Nu știu, dar s-au chinuit să facă un sistem audio bun. Hai să revenim. Ai buton fizic să ieși din meniul de CarPlay, că dacă ne ducem înapoi la Map, evident te duce în CarPlay și trebuie să ieși de aici, să te duci frumos, te duci aici la Toyota, te duci la Toyota și ieși din acel meniu. Acum poți să apeși pe Home și să iasă de aici. Asta este meniul principal. Avem widget, avem consum, frumos, avem CarPlay, avem sursă, ceas, sau poți să faci așa și să intri la audio, telefon, CarPlay, info și inițializare, adică setări, setări generale, voce. La audio e o chestie foarte interesantă, trebuie să te duci la audio, să te duci la sursă, să spunem că nu ai sursa, sursa și nu-ți apar ăstea. În curs de redare sunet și Apple CarPlay nu-ți apar dacă tu nu selectezi sursa. După ce selectezi sursa, poți să te duci la sunet să reglezi egalizatorul. Asta ca să țineți minte de la mine, în cazul în care nu găsiți egalizatorul la mașina asta sau la modelele un pic mai vechi care au sistemul ăsta de infotainment. Ce îmi place la el e că e simplu, informațiile legate de celelalte sisteme ale mașinii sunt în computerul de bord, aici e doar media și ai Apple CarPlay și merge bine. Deci un sistem de infotainment complet în ziua de astăzi înseamnă să ai Apple CarPlay și Android Auto și să meargă bine. Dar nu îți trebuie briz-brizuri, gaz-gazuri, maz-mazuri și alte matrapaslăcuri, nu. Îți trebuie doar CarPlay. Și da, e un sistem cu ecran mic și este un sistem depășit. Aha, a venit apusul, a trecut pe modul de noapte pe cameră, ce tare. Avem butoanele iluminate, este un sistem mai mult decât decent, plus sistem audio bun. Bun, spațiul la cap este, dar putea fi mai mult, da? Putea fi mai mult. Bine, dacă stai așa, ai un pic mai mult, dar aici deja plunjează plafonul destul de mult. Spațiul la picioare, ăsta e spațiul la picioare cu scaunul dat la maximum în spate. Eu în poziția asta, eu n-ajung la pedale. Nu ajung să le ating nici dacă mă întind. Deci spațiul la picioare vei avea, chiar dacă ești, că nimeni nu o să stea în halul ăsta cu scaunul. Deci la picioare este, la cap putea fi mai bine. Materialele l-ați văzut, buzunarele le-ați văzut, mâneri cu cârlig foarte bine, apreciez foarte mult aceste cârlige. Eu îmi pun geaca mereu atunci când am cârlig, când n-am cârlig mă demoralizez. Butonul de încuiere și descuiere de urgență ca la japoneze. Guri de ventilație în spate, ceea ce nu găsești la multe modele din clasa asta, dar e bine că le avem. Ce mai vreau eu să mai zic este că nu avem USB în spate. Da, mi-ar fi plăcut un USB, fără îndoială, minim un USB în spate, e minimul pentru 2024, dar un workaround, să spunem așa, este faptul că cei din spate pot folosi USB-C-ul care se află în cotieră. O singură plasă, cum ne-a obișnuit Toyota, nu două, sincer nu știu de ce au făcut așa ceva. Un tunel aici jos, nu foarte lat, nu foarte înalt, poți să stai dacă vrei. Bancheta e destul de confortabilă, un pic lăsată pe spate, nu stai foarte drept, e ok. Cred că poți stai la drum lung aici fără probleme, nu e banchetă de Camry, dar e ok. Și aici avem o cotieră cu suportul de pahare. Cotiera este extraordinar de moale. Moale, adică te poți odihni ușor pe ea, nu este tare. Și cam atâta în spate, ISOFIX pentru scaunele de copii, astea se pierd destul de ușor, cine are copii și are ISOFIX din ăsta știe, dar per total e ok. Să vedem cum stai în centru. În centru nu stai la fel de prost cum stai în alte mașini, dar stai mult mai sus și cotiera e mai tare decât un scaun lateral, deci recomand dacă se merge la drum lung cu această mașină să stați în lateral dacă puteți.
cine stă în mijloc trebuie să fie ăla mai micu. O ultimă observație, avem butoane iluminate chiar și în versiunile astea de bază și cam așa în spate. Eu zic să mergem să o și conducem. Bun, hai să mergem cu Toyota Corolla. Zic dacă pleacă, ce trepidații are fără să accelerezi. O simți un pic că e în 3 cilindri, dar față de motoarele de 1.0 e mult mai potent motorul, că e mare, că nu tremură ca alea. Ia să vedem la cât ne cere să schimbăm. 2400 și o să creștem fiecare treaptă în parte ca să vedem. Ia să vedem, 2300 între a patra. Hai să vedem a 5-a și a 6-a. 2200, deci cam 100 de ture per treaptă. Hai să vedem acum. Și nu te lasă să scazi. Nu te lasă să te apropii. Uite, acum 2200 din nou. Și acum avem 2000 de ture între a 6-a. Deci tu între a 6-a nu vei merge niciodată cu mai puțin de 2000 de ture, cel puțin la recomandarea mașinii. Între a doua, a treia, mai scazi la 1700, după aia crești 1800-1900 când schimbi treapta, dar nu te lasă mașina să schimbi până la, să rămâi la 1500. Nu te lasă să subturezi motorul. Iar asta este un lucru bun. Probabil dacă ar fi avut 4 cilindri, 1.6, probabil că te-ar fi lăsat. Deși am observat că la Toyota nu prea te lasă să subturezi motorul dacă e benzinară manuală. Îi place să stea destul de turată. Poziția la volan, la fel ca orice Corolla, e bună, scaunele sunt bune, vizibilitatea e bună. Uitați-vă la linia geamului cât de jos e. Eu pot să stau cu cotul pe geam. La alte mașini nu pot să fac asta. Deci ai vizibilitate foarte bună și în față, până în zona asta, unde se lățește totul și acolo devine mai problematic, dar nu e nicio problemă pentru că în general ai vizibilitate bună. Adică n-am ce să-i reproșez. În spate, la fel, pentru un sedan, vizibilitatea e bună. Nu prea am ce să-i reproșez. Acum, hai să vedem motorașul. Deci la 80 la oră pe traseu modetez mi-a scos 61,5, care e o valoare bună pentru clasa asta. Pe măsură ce crești viteza, devine mai zgomotoasă mașina, dar devine de la zgomot de vânt, nu neapărat de la zgomot de motor, pentru că motorul în sine, uite, 4000 de ture. Am zis că a început MotoGP-ul. Ia, motorul 3500, 4000, îl auzi că e în 3 cilindri, asta e jumate de pedal acum, nu e full. Pe măsură ce urci în ture, mașina devine vioaie, că e ușoară. Și atunci când ești în plaja de cuplu și de puterea mașinii, normal că devine zgomotoasă. Dar uite, acum la 4000 de ture nu se simte cum că ar fi zgomotos motorul. Ciuda faptului că n-are antifonare acolo în față. Mai tare se aude motorul ăla de motocicletă. Și acum la 5000. 5000 constant ea. Și dacă îi dau 5000 blană, știi că nu pare chinuit. E aproape melodios motorul. Aproape melodios. Cutia este extraordinară. Deci mi-era dor de o manuală de foarte mult timp. Mi-era dor de o manuală bună și precisă. Și asta este o manuală bună și precisă. Cursa schimbătorului nu e foarte scurtă, dar nu e nici lungă. E adecvată, spun eu așa. Ambreiajul s-a pasă ușor. Poți foarte ușor să schimbi. E plăcut. Ia uite, plăcut să schimbi. Îi dai a treia, îi dai a patra, îi dai a cincea. Nu prea ai nici un disconfort. Dacă vrei să faci rev match, îl faci foarte ușor. Ceea ce trebuie să țineți minte este că diferența dintre trepte, că sunt treptele scurte, este mică și atunci nu trebuie să-i dai șprițul prea tare ca să egalizezi turația. E un șpriț foarte fin la rev match, dacă vrei să faci. Pe viraje stă bine, confortabilă. Direcția e medie, nici prea prea, nici foarte foarte, nici prea precisă, nici imprecisă, nici foarte mult feedback. Ai un pic de feedback acolo, se întărește când se încarcă mașina pe viraje. Nu ai foarte mult ruliu lateral. Kia K5-ul din episodul trecut avea mult mai mult ruliu. Dacă ai jante mici cu anvelope groase, nu înseamnă neapărat că mașina va fi mai moale, că nu e. Este echilibrată bine din punct de vedere dinamic mașina asta. Se simte că este ușoară,
și poți găsi limitele destul de ușor. Evident, la limită va subvira, dar îți dă încredere față de alte mașini din clasa asta. Îți dă încredere. Corolla mereu a avut un șasiu bine setat, dar manuala asta, sunt multe mașini sport care să n-aibă manuală cum are asta. Perfect. Perfect, Tomando. Este o manuală cum rar găsești. Și motorașul ăsta sună jumătate de V6. Nu e Matiz. Nu e Matiz. Are un pic din motorul de 1.6 de pe GR Yaris pe el. Și ceea ce privește confortul, da, suspensia e setată nici prea prea, nici foarte foarte, dar anvelopele groase și jantele mici te ajută mai ales pe denivelări, mai ales în oraș. Pentru un sedan din clasa compactă e destul de ok. Uite, acum e subturat motorul, că l-am lăsat eu într-a 5-a, e subturat, trebuia să-i dau a 4-a, așa. Singurul lucru este că, na, e zgomotoasă la viteze mari, ai zgomot de vânt. Dar nu e ceva cu care nu poți trăi. Ia să vedem. Uitați-vă cât de lin și cât de și fără niciun fel de zgomot a trecut peste denivelarea aia. Asta înseamnă mult cauciuc ce ajută suspensia, ce lucrează bine împreună cu suspensia. Mai lasă de la ea, de la anvelopă, zic. Suspensia nu este forțată în mod normal. Asta multe mașini cu jante mari au uzură prematură la elementele de suspensie. Să vedem. Dar lăsând la o parte mașina asta că e dinamică și stă bine și așa mai departe. Bă, toată mașina, tot modelul a fost gândit să fie plăcut la condus, bă. Că dacă vrei să mergi normal, liniștit, uite, este, aș spune, mașina perfectă de Uber și de Bolt și de cei care stau în trafic foarte, foarte mulți kilometri. Da? Că dacă nu vrei să schimbi cane mâncatul, să fii super sportiv, poți să apeși ușor pe ambreiaj, mașina schimbă treapta ușor, e plăcută, nu ca schimbătorul e rotundă, e ergonomică, stă bine în mână. E ceea ce trebuie. Volanul e subțire. Știu că o laud prea mult, încerc să-i găsesc și defecte, dar e o mașină atât de mișto de condus încât mi-a readus plăcerea de a conduce o manuală. Frâna. Mașina frânează foarte bine. Frâna e puternică, e constantă. Pe măsură ce frânezi mai tare, cu atât decelerezi mai puternic, ai un feedback bun în pedală. Iarăși, mi-a lipsit feedback-ul ăsta la multe mașini în ultima perioadă. Hop. Evident, avem anvelope de iarnă pe un asfalt acoperit cu praf, e normal să fie aderența scăzută. Da. Nu agață schimbătorul, mai ales ăsta este testul suprem la cutiile manuale. Da? Lasă rev-match-ul ăsta. Asta, a treia, a doua. Dacă vrei să faci un rev-match a treia, a doua și simți că nu poți să-l faci, atunci știi că cutia nu e precisă. Dar uitați-vă aici. Perfect. Fără să mă chinui. Hai să facem așa un 60, dar ajungem pe linia dreaptă, că aici nu putem. Să facem un 60-100 repriză, să facem așa niște reprizacheuri, cam cum ar conduce oamenii normal mașina asta. Da, este turată la viteze mari, are treptele scurte, dar n-ai ce să faci pe un motor aspirat. Hai să vedem așa. 60-100 într-a treia, da? Ia să vedem, 3000 la 60, blană. 70, 80, 90, 100. Eu zic că e ok. Eu zic că e decent. Da. Eu zic că e mai mult decât decent. Ia să-i dăm. A 4000 la a 4000 intra a treia. Hai să-i dăm rev match a doua. Perfect. Și intra a doua. Se duce până în 7000, are puterea maximă la 6600. Se duce până în 7000. Bă, e o caterincă de motor. O caterincă de motor. Chiar e plăcută. Și îmi pare rău că am crescut acum consumul când i-am dat la 5,9. Îmi pare rău. Ha. Într-adevăr, uite, hai să-i dăm așa.
2000 intra 5-a, da? Blană. Evident, aici n-ai cuplu. Mașina se chinuie, se chinuie, ai pedală de kickdown. Interesant. Asta ca să... ca să îi dai override la limitatorul de viteze. Deci n-are cuplu de jos. Dar jos are randament. Acolo e consumul. Consumul ăla de diesel. Uite, eram într-a 3-a, am crezut că sunt într-a 5-a. Îi dădui retrogradare inversă. Îi dădui urcare, dar eu credeam că e retrogradare. Ce jucărie de manuală. Băi, tată, băi. Nu știu unde ne îndreptăm, sincer, nu știu unde ne îndreptăm cu lumea auto, nu știu. Bă, dar atâta timp cât se mai face o manuală bună, bă, merită închinat un pahar. Uite, acum 1500 a doua, vreau să mă bag pe DN1, uite, trepte scurte, s-a turat destul de ușor. Nu a vibrat, s-a simțit destul de bine. Și acum, îi dăm, ieșim din localitate, îi dăm un pilot, îi dăm la 80. Acum, pilotul automat adaptiv cu menținerea distanței este standard la mașina asta, pe varianta de bază, pe Eco. Dar butonul ăsta, care ar trebui să fie de menținere de bandă, de asistent de bandă, că să ține ea banda, e de fapt de lane departure alert, adică mașina te va avertiza și va corecta, va face ping-pong între benzi. Nu este sistem de menținere de bandă. Lane driving assisting, hold steering wheel. Bip, 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 știi? Și la un moment dat se va dezactiva. Adică nu poți să stai nici măcar puțin fără să pui o mână pe volan. Motiv pentru care eu o dezactivez, menținerea de bandă, și țin eu banda mai bine. Că evident eu țin banda mai bine decât poate să o țină sistemul ăsta care face ping-pong între benzi. Dar aici se termină episodul nostru, filmat de mine. Mă ia o răceală. Mâine dimineață plec la Geneva, la salonul auto de la Geneva. Sunt curios dacă pot să filmez ceva acolo. Dacă nu, vă aștept pe grupul de Telegram și pe WhatsApp, unde o să mai pun niște poze. Vă pup, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc Toyota Vest și Toyota City pentru mașina asta, partea Asco Group. Eu am fost Luci. Ne vedem într-un episod viitor. Aștept părerea voastră în comentarii despre Corolla Sedan, versiunea asta pe benzină. E bună? Nu e bună? V-ați luat ceva? Îți iei BMW la mâna a doua? Ce faci cu 20.000 de euro? Ce faci? Dacă trebuie să-i dai pe o mașină, evident, că așa îmi iau jumătate de garsonieră și bag în chirie și mi-au rată la concediu sau ceva. Nu. Hai, ne vedem data viitoare. V-am pupat. Mașini cu Luci Popa. Se încheie!